Salutare tuturor! Sunt Victor Chironda și astăzi vom vorbi despre parcarea pe trotuare. Deși ar părea o soluție bună, amenajarea parcărilor pe trotuare nu rezolvă problema lipsei locurilor de parcare, ci doar înrăutățește mobilitatea urbană. De ce? Hai să vedem! Mai mulți ani în urmă, când numărul mașinilor în Chișinău a început a crește și a apărut necesitatea pentru mai mult spațiu de parcare, autoritățile locale au decis să amenajeze parcări pe trotuarele din oraș. Atunci a fost anunțat că aceasta este o măsură temporară până vor fi construite parcări multietajate. Însă acestea nu au mai fost construite, iar parcările pe trotuare au devenit o normalitate. Mai grav, șoferii s-au deprins și au început a parca chiar și pe acele trotuare unde primăria nu a amenajat parcări. Astfel, am ajuns să avem un oraș în care șoferii văd parcarea pe trotuar ca pe o normalitate. Însă asta nu este deloc așa. Conform legilor și normativelor în construcții, trotuarele sunt elemente constructive a străzilor sau drumurilor și reprezintă partea laterală amenajată de-a lungul unei străzi destinată circulației pietonilor. Regulamentul circulației rutiere prevede că intrarea vehiculelor pe trotuare și pistele pentru pietoni este interzisă, iar autoturismele pot fi parcate pe trotuar numai în locurile special amenajate, marcate prin indicator corespunzător. Prin urmare, accesul automobilelor pe trotuare reprezintă o încălcare a regulamentului circulației rutiere dacă pe acest trotuar parcarea nu este amenajată și semnalizată. Dar mult mai grav este că parcarea pe trotuar duce la degradarea infrastructurii pietonale. Iată trei mari probleme generate de parcarea pe trotuar. Prezența mașinilor pe trotuar reduce spațiul de circulație a pietonilor, iar uneori îl blochează total. Asta face complicată, neplăcută și chiar periculoasă deplasarea pe jos prin oraș. Iar mersul pe jos este un mod de transport urban important, deoarece permite deplasarea rapidă pe distanțe scurte și asigură accesul către transportul public. De asemenea, trotuarul reprezintă un spațiu public cu funcții multiple. Pe trotuare are loc accesul în clădiri, se amenajează terase, mobilier urban, zone verzi, copaci, iluminare, stații de transport public. Parcarea încurcă acestor funcții și deseori duce la degradarea acestor elemente urbane. În final, parcarea pe trotuar efectiv strică suprafața acestora, fie pavaj sau asfalt, această suprafață nu este calculată pentru a suporta automobilele grele. Cu timpul, acest înveliș cedează și apar gropi, apă, noroi și praf. Astfel, parcarea transformă trotuarele în piste cu obstacole pe care nu orice pieton le poate depăși, iar pentru persoanele cu dizabilități, pentru părinții cu cărucioare și pentru bătrâni, aceste trotuare devin absolut neaccesibile. Oamenii sunt nevoiți să caute soluția în procurarea și folosirea mașinii personale, care, paradoxal, are nevoie de loc de parcare. Și așa apare un cerc închis. Creșterea numărului de mașini duce la creșterea necesității de parcare. Aceasta duce la degradarea infrastructurii pietonale și a transportului public, ce la rândul său duce la creșterea numărului de mașini. Bine, dar pe unele străzi avem trotuare foarte late. Este loc și pentru mașini și pentru pietoni. De ce să nu amenajăm acolo parcări? Da, parcarea din contul trotuarelor foarte late poate fi amenajată, dar nu oriunde. În primul rând, astfel de parcări nu pot fi amenajate pe străzile care reprezintă coridoare de tranzit și pe care circulă transport public. Intrarea și ieșirea din parcare obstrucționează traficul, iar pe aceste străzi circulația are prioritate asupra parcării. Pe astfel de străzi ca Pușkin, Bodoni, Ștefan cel Mare, Ion Creangă sau Kiev, câteva mașini parcate pot da peste cap circulația a zeci de troleibuze și sute de automobile. De asta, pe astfel de străzi, prioritatea au benzile dedicate și mașinile care circulă. Parcarea poate fi amenajată doar pe străzile secundare și locale, dar cu o condiție. Parcarea nu trebuie să fie amenajată pe trotuare, ci din contul redimensionării trotuarelor. Redimensionarea presupune reproiectarea și reconstrucția străzii în întregime, pentru a asigura că parcările amenajate nu încurcă circulației pietonale și traficului și nu afectează siguranța trecerilor pietonale. Spre exemplu, parcările recent amenajate pe strada Bernardații și Sciusev nu corespund parametrilor stabiliți de normativele în construcții. Ele sunt prea mici ca să asigure un spațiu necesar pentru parcarea unui automobil de dimensiuni standard.
În rezultat, mașinile parcate depășesc limitele parcărilor și intră pe zona pietonală. De asemenea, locurile de parcare sunt amenajate și în imediată apropiere de trecerile pietonale, fapt care contravine prevederilor regulamentului circulației rutiere, care interzice parcarea în zona de 15 metri până la intersecție. Astfel de parcări reduc vizibilitatea și pun în pericol pietonii care vor să traverseze strada, în special copiii care nu se văd deloc după mașinile parcate. Amenajarea acestor parcări nu face decât să legalizeze parcarea ilegală pe trotuar și să degradeze infrastructura pietonală de pe aceste străzi. Pe aceste străzi puteau fi amenajate parcări, dar în alt mod. Parcajele pe aceste străzi puteau fi amenajate pe banda dreaptă, pe carosabil, în paralel cu direcția de trafic din contul unei benzi de circulație. Acesta este cel mai răspândit mod de organizare a parcărilor în stradă în orașele din întreaga lume. Pe majoritatea străzilor din zona centrală a orașului Chișinău, pe parcursul zilei, una din cele două, trei sau patru benzi este mereu ocupată de parcare. Pentru aplicarea acestor parcaje, dar și pentru calmarea vitezei de trafic, se poate recurge la îngustarea benzilor de circulație. Astfel, acolo unde existau două benzi de 4 metri, pot fi organizate două benzi de 2,5-4 metri și o bandă de parcare de 2,5-2 metri. Reducerea lățimii benzilor de circulație prea late creează spațiu suficient pentru amenajarea parcajelor și ajută la calmarea traficului și creșterea siguranței circulației rutiere în oraș. Amenajarea parcărilor în oraș este un lucru necesar, dar parcările nou create nu trebuie să afecteze confortul sau accesibilitatea infrastructurii altor moduri de deplasare. Din acest motiv, crearea parcărilor pe trotuare este o practică nocivă care trebuie interzisă, dacă vrem să avem un oraș sigur și confortabil. Urmăriți pagina mea ca să aflați cum putem transforma Chișinăul într-un oraș pentru oameni.